Bun găsit, oameni buni. A mai trecut o lună. Am început luna martie anului 24 și după cum cred că v-am obișnuit, întotdeauna când intrăm într-o nouă lună, să fac așa un video în care să fac câteva comentarii despre cum a fost, ce s-a întâmplat în luna anterioară și cam ce cred eu că trebuie făcut în luna care urmează. Voi începe cu un scurt rezumat al lunii februarie. O lună februarie neobișnuit de caldă. Am și eu o vârstă, de acum am trecut de jumătate de secol. Au mai fost și în alți ani zile călduroase în luna februarie, dar ca acum, când practic toată luna februarie a fost o lună caldă, din ce am văzut și eu la serviciile meteo, în februarie am avut temperaturi de lună aprilie. Și încă o dată fac precizarea, mă refer la zona mea, în general la zona Râmnicu Sărat. Foarte, foarte cald. Pe de o parte a fost bine. A fost bine. Albinele au ieșit elegant la zbor. Nu am avut niciun fel de probleme cu iernarea. Practic, nici nu putem considera că albinele au trecut printr-o iernare. Au zburat, au avut zboruri lună de lună. Și unde mai pui că, datorită acestei călduri, în luna februarie, albinele au profitat de culesul de la alun în special. Iar, cu câteva zile înainte de finalul lunii februarie, la mine aici, în deal, am florit și cornul. Un lucru extraordinar. Cu toții cunoaștem valoarea polenului de corn în dezvoltarea precoce a coloniilor de albine. Acest lucru a dus la cantități însemnate de puiet pentru această perioadă a anului. Și bineînțeles, trag un semnal de alarmă. Cantitate mare de puiet egal cantitatea de varroa mare. Așa că dacă avem un debut precoce al puietului anul acesta, trebuie să ne dăm seama că avem și un debut precoce al varroa. Așa că a trebuit să intervenim practic de la finalul lunii februarie cu tratamente în forță anti-varroa. În general, tratamente anti-varroa făceam undeva, începeam tratamentele de primăvară în jur de 15 martie. Anul ăsta l-am început pe 28 februarie. Ce pot să vă mai spun? Migdalul la Râmnicu Sărat, la fel, în loc să înflorească la 15 martie, am florit undeva pe 27-28 februarie. În paralel cu aceste călduri, la mine aici o secetă extremă. O lună februarie în care trebuia să avem cel puțin un strat de zăpadă sau cel puțin un set de o săptămână ploioasă. Zero precipitații. Seceta cu siguranță își va face efectul cât de curând. Deci, pe de-o parte mumă, pe de-o parte ciumă a fost luna asta, februarie. A fost bună că albinele au trecut foarte, foarte ușor peste iarnă, au găsit și ceva resurse de polen, dar pe cealaltă parte, dezvoltarea asta precoce a albinelor ne va costa niște hrană, ce va trebui administrată mai încolo, să vă explic în curând, și problema cu seceta. Deja la mine, în zonă, foarte mulți fermieri întorc culturile de rapiță. Pentru că rapița, neavând apă cât trebuie, nu s-a dezvoltat, este o rapiță handicapată. Așa că, pe zona la mine, vor fi mari culturi de porumb și de floarea soarelui, asta este clar. Pentru că am încheiat iarna calendaristică, da? Să tragem așa niște prime concluzii. Mortalitatea în stupin a fost în limitele manualului, să-i spunem, deci sub 5%.
clar Binișor sub 5%, care asta înseamnă un lucru excepțional. Familiile sunt sănătoase, altceva, nu am avut depopulări, un lucru extraordinar de important. Practic familia, dacă am băgat-o pe 5 rame în iarnă, pe 5 rame și acum galbine din scoarță în scoarță. Mă bucur aspectul ăsta, dar în același timp, în urma târgului de la Potoșani, am discutat acolo cu niște apicultori din zona Suceava, erau tare, tare supărați de mortalitățile enorme pe care le-au înregistrat practic până la venirea iernii. Și bineînțeles, cum am mai spus și în alte videouri, se pare că vinovatul principal este cultura de floarea soarelui. Practic și în nordul țării s-au ajuns cu floarea soarelui de asta extrem de chimizată, care produce un nectar toxic la albine. Albinele nu zmor. Colonia nu sucombă imediat în momentul în care ești acolo în floarea soarelui, dar colonia începe să regreseze, astfel încât atunci când tu vrei să te pregătești de intrată în iarnă, nu mai ai albină, da, foarte lucruri foarte deci mortalități care au dus, adică stupini la apicultori, cum să vă spun eu, nu începători, apicultori cu experiență, tati, și mortalități până la 90% sau chiar peste. Și clar, deci acum nu poți să spui că e lipsă de experiență, că n-a făcut tratamente. Nu, acolo e clar, intoxicați, nu se discută. Deci e încă o problemă. Rămâne în continuare o problemă. Asta cu, da, să văd că bate soarele, cu tratamentele astea, cu chimia asta în agricultură, dar n-avea ce face, mergem mai departe. Acum să mai subliniez încă un aspect. Am avut 3 târguri apricole, 3 weekenduri la rând, 3 târguri memorabile și o să spun câteva cuvinte despre fiecare. Târgul apicol de la Câmpina rămâne în continuare un târg al mierii, în primul rând. Cine a avut ideea la început, nu știu, ideea genială să pună baza, în primul rând, pe vânzarea de miere, a fost un om deștept. A scăzut, deci trendul se menține, deci trebuie să luăm ca o realitate. A scade atât numărul de expozanți, cât și numărul de vizitatori. Chiar mă uitam pe statistică, la populație, că s-a făcut recensământul. Câmpina, care a fost un oraș cu mult mai mare ca Râmnicu Sărat, uite că acum e cu 100 de locuitori sub Râmnicu Sărat. Deci ce declin demografic fantastic a putut să aibă Câmpina. Dar trebuie să ne adaptăm la condițiile date și să mergem mai înainte. Păcat că la Câmpina nu s-a mai putut organiza nicio întâlnire, așa, cum să zic eu, o întâlnire, un bal, să mai socializăm, dar e bine măcar că încă se ține târgul. Așa, am oprit puțin că văd că schimbă, e un telefon nou și schimbă luminile. Bun, asta e cu Câmpina, bine că deocamdată încă mai există. Condițiile sunt bunișoare, e problemă că nu poți să-ți aduci marfa până la stand, dar trecem, astea sunt amănunte mici care nu ne interesează. A urmat apoi târgul de la Râmnicu Sărat, un târg care și-a menținut atât numărul de expozanți, cât și un număr însemnat de vizitatori. Am organizat un bal care a ieșit foarte, foarte bine. Am decernat cele 4 trofee, celor 4 câștigători de la trofeul apicultorul anului 2023. Am fost profund impresionat că cei 4 au venit împreună cu familiile. Pentru mine a însemnat o onoare să fiu gazda acestui eveniment, să primesc atâția oameni cu familiile lor și să petrecem o seară de neuitat. Așa că sper ca și pentru trofeul apicultorul anului 2024 să ne adunăm cât mai mulți, să fim cât mai mulți și să fie super bine. Iar tocmai weekendul ce l-am încheiat a fost târgul de la Potoșani, un târg de suflet, la Popas Cucorani.
suflet, ca întotdeauna, aceiași oameni deosebiți. Clienți am avut suficienți și, cel mai important, sâmbătă seara, un bal fenomenal. Numai la Cucoran se poate întâmpla așa ceva. Am, vedeți, căutați în listă, vedeți că am un film cu petrecerea de la Cucoran, a fost ceva. Nu cred, nu știu în România dacă se mai organizează așa ceva. Mă refer atât pe parte de artistică, de interpreți, să vină la într-o seară normală, la urma urmei, deci nu a fost o nuntă sau ceva, program artistic, cât și program și meniu culinar, deci meniu aroganță la o banală petrecere, să-i spunem. Deci am rămas cu amintiri frumoase, oameni buni. Încercați să socializați în momentul în care nu vă mai întâlniți față în față, nu mai mergeți la un restaurant, nu mai faceți chimie așa direct, omul o ia, se duce. Hai să, știu că e bun mediul ăsta online, dar hai să ne întâlnim și față în față. Bun, dar asta a fost treaba cu februarie. Hai să vedem ce ne anunță luna martie. Luna martie, după ce am studiat forecast-urile, pare să fie o lună fără surprize, o lună în limite normale, cu, practic, dar ce interesant, că nu o să ne mai întâlnim cu căldura din februarie. Putem spune că temperaturile vor reveni la normal. O mare, mare problemă rămân precipitațiile la mine în zonă, lipsa lor, de fapt, inexistența precipitațiilor. Dar să sperăm că un ciclon va veni și se va descărca și asupra zonei noastre. Albinele, după ce au turat motoarele, vă dați seama că automat crește și consumul de hrană. Intrând deja într-o atmosferă de dezvoltare alertă, dacă luna martie, după cum văd eu, nu va avea nici precipitații multe, nici temperaturi ridicate, coloniile vor trebui ajutate cu hrană energoproteică. După cum ați văzut, am arătat, nu am folosit nicio turtă anul ăsta la albine. Am dat sirop, am avut colonii spion pe care am pus sirop de zahăr lună de lună, din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Coloniile au mers perfect. Ce recomand eu? Sirop la pungă de joasă presiune, sirop de zahăr, da? În care să adăugați automat și aminoacizi buvabil. Iar unde se permite, dacă vremea este bună, se poate da la troacă și suplimente proteice, gen drojdie de bere sau substituți de polen. Știu, ne bucurăm când găsim polen în rame, când găsim păstură proaspătă în rame, dar știți și voi că primele polenuri sunt cumva deficitare, să spunem, la anumiți aminoacizi. Iar după cum bine știți, în hrana albinelor trebuie să avem un anumit spectru de aminoacizi. Ce vreau să spun, chiar dacă albinele aduc ceva grăuncioare de polen din natură, nu strică să venim și noi cu câteva suplimente, astfel încât să facem niște reglaje fine, reglaje ce mai târziu vor face diferența. Continuați, dragilor, tratamentele antivaroa. Dați în continuare, folosiți tratamentele pe bază de benzi în general, astfel încât până când vom avea culesurile de producție să avem închisă schema de tratament și să nu mai avem nevoie de alte, să introducem chimicale în stup pe atunci când intrăm pe producția de miere, da? Pentru a obține o miere de cât mai bună calitate.
Așa că, din ce presimt eu, în martie o să scoatem bani din buzunar. Bine, dacă vrem să avem colonii de albine hotărâte, să le epitetăm măcar o dată, măcar o dată pe săptămână să le epitetăm. Pentru că albinele noastre să dea, să dea înainte. Da, menținerea regimului termic. Acum este momentul să împachetăm stupii. Nu, asta era când aveau cuier și temperaturile erau rezonabile. Acum, când albinele au început treaba, reginele pontează din plin, acum este momentul să asigurăm un regim termic cât mai bun în colonie de albine. Pentru că crescând cantitatea de puiet, vă dați seama că și ce căldură trebuie asigurată în stup. Și căldura se asigură de consum de hrană. Așa că, vedeți, împachetați bine stupii. Încă un lucru, nu picați în capcane. Uite, încheiam filmul și nu vă spuneam acest lucru. Nu picați în capcane aruncate de fel și fel de băieți veseli. Nu se lărgesc cuiburile. Dimpotrivă, ține stupii strânși la clește în luna martie. Mai ales că se vor anunța, sunt anunțate, să spunem așa, și câteva episoade friguroase. Chiar dacă în stup vi se pare că sunt albine multe, stați liniștiți, urmează schimbul de generați. Lăsați-le cât mai strânse, că dacă e cazul, se mută ele după diafragmă. Măcar atâta să... asta să fie singura voastră problemă. Familiile, dacă se lăbărțează acum, deci, a face cretinătatea, imbecilitatea de a lărgi cuiba acum, nu înseamnă decât să... deci, vă dați seama, mărești volumul de aer, mărești volumul ce trebuie încălzit. Este inutil. Da? Sau faci precum face Costin, te pui și faci ăla în priză, ce are, convector electric. Are în camion și el, ca să știe lucrul ăsta, că dacă bag o ramă, trebuie să suprinească căldura și bagă și consumă curent electric. Și acum, pe bune, pe ce fac eu? Iau bani pe bire să dau bani pe curent electric? Pe bune? Deci, hai să vedem unde câștigăm și cât câștigăm. Cam astea sunt datele problemei, da? Asigurați regimul termic, țineți familiile strânse la clește, nu le dați drumul, nu le dați drumul, pentru că nu este cazul. Da? Nu faceți, nu mergeți, țineți minte că albinele, în primul rând, le aveți pentru voi, nu le aveți pentru alții. Nu mergeți cu ele la expoziție. Voi trebuie să vă perfecționați cât mai mult modul de lucru și a reușit să cheltuiți cât mai puțin ca să obțineți cât mai mult. Asta este clar. Trebuie să cheltuiți cât mai puțin bani și cât mai puțin timp, astfel încât să, în momentul în care vă vindeți mierea, să nu ieșiți pe minus. Să nu mai zică soțiile unde sunt banii familiei. Cam asta e, deci, stați, nu vă grăbiți, cu alte cuvinte, nu vă grăbiți, nu mai faceți, știți că au fost ăștia deștepți care furau startul, s-a ales praful de stupinele lor, dragilor, nu mai au stupia care furau startul, deci nu încercați în apicultură să furați niciun start, stați cu minți în banca voastră, țineți stupii strânși, dați-le acolo câte o pipetă de sirop și să vedeți ce colonii o să faceți. Uite, deja la pădure și văd cornii floriți. Azi e o zi caldă când filmez și aici în pădure sunt 12 grade cu plus. Clar că albinele vor aduce, astăzi albinuțele vor aduce polenul de la corne. Uitați, cornul a înflorit. Să mai las așa câteva. Dar e plină pădurea pe aici de corn. S-a îngălbenit pădurea. Da. Și pe lângă corn am mai văzut deja și de-astea, floricele pe jos.
a apărut și floră spontană. Dacă ar da o ploaie, mie trebuie o ploaie să vă spun, ca să florească urzicuța mai încolo. Am nevoie musai de ploaie. Oameni buni, oameni dragi, cam atât am avut să vă spun în acest episod despre ce a fost în februarie, despre ce urmează în martie. Deci vă urez să aveți o primăvară fantastică, o dezvoltare sănătoasă a albinelor, sănătate și vouă și familiei voastre. Fim uniți, să fim alături unii de alții. În primăvara asta mai particip la un singur târg apicol, la târgul apicol de la Galați, 30-31 martie, practic ultimul weekend din luna martie, târg apicol Galați, organizat de George Saizu. Acolo o să mai socializăm, o să mai schimbăm câteva gânduri. Oameni dragi, vă las, numai bine, sănătate, fericire!